Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Prima News, o zi extrem de importantă, o zi extrem de agitată și tensionată. Liderul lumii libere, Joe Biden, se află în Orientul Mijlociu, se află în Israel, tocmai pentru a da un mesaj ferm, iată, de susținerea Israelului, așa cum i-a și transmis premierului Netanyahu pe aeroport. Pe de altă parte, sigur, pentru a da un mesaj și celor care privesc cu adversitate Israelul în această perioadă, în special cei din Teheran. Știți foarte bine că ar fi trebuit să aibă loc și un summit între președintele american și trei lider arab, mă refer aici la regele Iordaniei, la președintele autorității palestiniene și președintele Egiptului. Nu s-a mai întâmplat, sunt evenimente în derulare, evenimente tensionate, o să discutăm despre ele, dar înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Începem cu situația din Israel, acolo unde a ajuns și liderul de la Casa Albă, Joe Biden. În plin război cu Hamas și în toiul unor proteste în Orientul Mijlociu, acesta transmite solidaritatea Statelor Unite cu poporul evreu. Hamas nu reprezintă toți palestinienii, a declarat Biden, care s-a arătat indignat și profund întristat de drama de la spitalul din Gaza, pentru care ambele tabere se învinovățesc reciproc. Summitul de la Amman, în care președintele SUA urma să discute și cu liderii Iordaniei, Egiptului și Palestinei, a fost anulat ca urmare a tragediei. După vizita la Tel Aviv, premierul Marcel Ciolacu se află astăzi la Kiev, unde participă la prima ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, împreună cu mai mulți membri ai cabinetului. Vizita la Kiev are două obiective clare: promovarea drepturilor românilor din Ucraina și semnarea unor acorduri bilaterale importante care să pună bazele unei colaborări mai aplicate în mai multe sectoare, se arată într-un comunicat al guvernului. Curtea Constituțională aprobă proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare. Judecătorii au respins sesizarea făcută de USR și Forța Dreptei. Altfel, noile măsuri fiscale propuse de guvern pot intra în vigoare după ce legea este promulgată de președintele Klaus Iohannis. Va fi interesant de urmărit ce se va întâmpla cu acest pachet, cu această lege, dacă va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis. 9 militari au fost răniți în timpul unui exercițiu de aruncare a grenadei desfășurat în poligonul Crasna din județul Sălaj. Unul dintre aceștia are o rană gravă la un picior și a fost preluată de elicopterul SMURT pentru a fi transportată la spitalul din Zalău, transmite MAPN. Conducerea unității a informat parchetul militar și a stabilit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită de către DNA, rămâne în arest preventiv. Tribunalul Vaslui a decis să prelungească măsura ce poate fi contestată în termen de 48 de ore, potrivit news.ro. În schimb, expertul din dosar, Radu Judele, va fi plasat sub control judiciar dacă decizia instanței va rămâne definitivă. Ungaria și România sunt pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata inflației, cu 12,2 respectiv 9,2%. La polul opus, țările membre Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost țările de jos, cu inflația anuală negativă de minus 0,3%, Danemarca și Belgia cu 0,6 respectiv 0,7%. 6 aeroporturi din Franța au fost evacuate azi dimineață în urma unor amenințări de atentat primite prin e-mail transmis AFP. În urma verificărilor de către geniști, activitatea a fost reluată pe unele aeroporturi, dar numeroase zboruri au înregistrat întârzieri. Iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte fie afară, fie în avion, cei care erau deja îmbarcați. E o situație destul de tensionată și lucrul ăsta îl vom comenta și noi, pentru că se simte asta în marile orașe ale Europei. Președintele rus Vladimir Putin își continuă vizita în China, unde a fost filmat în timp ce era însoțit de ofițeri care îi cărau așa numită valiză nucleară, care poate fi folosită pentru a lansa un atac nuclear, potrivit Reuters. Servieta nucleară a Rusiei este purtată în mod tradițional de un ofițer de marină, cunoscută sub numele Cheget. După muntele Cheget din Munții Caucaz, servieta se află în permanență cu liderul rus, dar este rare ori filmată. Austria introduce controle la frontiera cu Cehia, după ce la începutul lunii a introdus controle și la granița cu Slovacia. Viena speră astfel să mențină o tendință de scădere a migrației înregistrată în ultimele luni, în contextul în care presiunea migrației crește în Uniunea Europeană. În același scop, Germania a introdus controle staționare la frontiera cu Polonia, Cehia și Elveția, pentru a descuraja traficanți de migranți să schimbe ruta. Așadar, un veritabil spațiu Schengen, cu ghilimelele de rigoare. Sport acum. Scandalul pariurilor ilegale din Italia ia amploare. După Fagioli, Zaniolo și Tonali, alți trei fotbaliști importanți sunt acuzați că jucau la pariuri.
Este vorba despre Federico Gatti de la Juventus, Nicolo Casale de la Lazio și Stefan El Shaarawy, fotbalistul Romei, scrie Corriere dello Sport, și numele lui Drăgușin apare în scandal pentru că i-ar fi împrumutat bani lui Fagioli. Probleme și pentru președintele Barcelonei, Juan Laporta, a fost oficial inculpat în cazul Negreira. Potrivit acuzării, Barça a plătit în total peste 7,3 milioane de euro fostului înalt oficial al arbitrajului spaniol, José María Enríquez Negreira, între 2001 și 2018. Plățile au luat sfârșit atunci când acesta și-a pierdut poziția de arbitru numărul 2 al Spaniei. Încheiem cu informațiile despre vreme, care va continua să se încălzească chiar simțitor pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil cu unorări și ploi locale în vestul și nordul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în vest, în est și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 24 de grade, iar cele minime între 6 și 15 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Acum. Suntem aici în Prima News și vreau să vă adresez și întrebarea acestei ore. Ce efecte va produce vizita președintelui SUA Joe Biden în Orientul Mijlociu? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News sau la numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Ce efecte va produce vizita președintelui SUA Joe Biden în Orientul Mijlociu? Le spun bun găsit invitaților noștri de astăzi. Domnul profesor Liviu Zăpârțan, fost ambasador al României în Luxemburg și la Sfântul Scaun. Domnule ambasador, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Florin Otrocol, jurnalist. Florin Otrocol, mulțumesc pentru prezența aici în emisiune. Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Domnule profesor Zăpârțan, cum evaluați, iată, situația care s-a creat astăzi în Orientul Mijlociu? Și sigur că da, vizita... Putem spune că e o premieră, pentru că o vizită la acest nivel probabil că se pregătește luni de zile. A fost o vizită practic pregătită de pozi pe alta, cred că anunțată cu vreo două zile înainte pe surse că ar putea să ajungă președintele Americii, Statelor Unite ale Americii în Israel. E o tensiune foarte mare. Ce efecte credeți că va produce această vizită? În momentul acesta cred că e greu să evaluăm perspectivele. Și asta pentru că actuala criză din Orientul Mijlociu are rădăcini profunde. Tensiunile dintre Israel și dintre israelieni și palestinieni sunt seculare, nu? Semn că atunci când izbucnesc astfel de conflicte, ele provin din determinațiile identitare ale unei colectivități. Acolo s-au acumulat niște frustrări de-a lungul timpului și printre cea mai importantă este cea legată de faptul că în 1947-48 s-a hotărât de către puterea colonială, care era Anglia, înființarea statului Israel, ignorând interesele identitare ale comunității palestiniene. Și asta n-ai cum să o temperezi, nu? Până când nu găsești soluția la această problemă. Pentru că mi-ați pomenit ipostaza de ambasador la Sfântul Scaun, am să spun că în mod constant în acești 6 ani cât am stat în preajma Papei Francisc, am auzit din partea lui acest mesaj: creați un cămin pentru palestinieni. Au și ei nevoie, ca orice popor, de un loc unde să se stabilească și unde să se organizeze și să se conducă politic. Da, au capacitatea, pentru că vedem că în momentul în care s-a retras Israelul din fâșia Gaza, Hamas a dat o lovitură Fatahului și s-au instaurat acolo, da. Și vedem tipul, da, de regim pe care l-au creat. Da. Bun, aici se suprapun mai multe procese istorice. Este de o parte acest proces istoric
generat de relațiile dintre israelieni și palestinieni. Da? Este apoi stratul celălalt al relațiilor generale din Orientul Mijlociu, în care nu există o tendință unitară de apreciere a lucrurilor. Și pentru mine este semnificativ faptul că o întâlnire cu președintele Statelor Unite, care este, orice s-ar spune, unul din cei mai puternici oameni de pe glob, da? O anulez cu atâta dezinvoltură, nu? De către 3-4 participanți la... A venit și comunicatul la... Casei Albe, care spune că a fost o chestiune de comun acord, tocmai pe baza tensiunilor increscendo din... Sigur. Dar când refuzi diplomația, ai închis orice poartă de soluționare a unui conflict. Se spune deseori despre diplomație că este un act cinic să discuți în marginea unui conflict în care mor oamenii. Sigur că da, dar este unica șansă de ieșire din conflict. Ori refuzul diplomației pentru mine, dincolo de surpriza vizitei președintelui Biden, nu, în Orientul Mijlociu, dincolo de această surpriză, anularea întâlnirii cu el mi se pare un lucru extrem de grav, extrem de serios. O să vă rog, domnule profesor, domnule ambasador, să rețineți ideea. Florin Otrocol. Anularea întâlnirii cu cine? Întâlnirii pe care Joe Biden ar fi trebuit să o aibă cu președintele autorității palestiniene, cu președintele Egiptului, cu regele Iordaniei. Vreau să înțeleg ce vrea să zică domnul ambasador. Te rog. Salutăm și pe domnul Cristian Bușoi, europarlamentar PNL, care e în acest moment cu noi. Florin, te rog și pe urmă merg și la domnul Bușoi. Cum ți se pare atât tot contextul de astăzi, o tensiune teribilă în Orientul Mijlociu? L-ascultam pe domnul ambasador, am mai, din ce știu și eu și din ce am mai citit și eu și din ce am mai studiat și o să-mi permit aici o mică aroganță, cred că sunt mai în temă decât mulți alții, pentru că chiar m-a interesat această poveste, într-adevăr din 47 e, 46 chiar putem spune, când ați decis Coroana Britanică, pentru că a fost o promisiune care a fost adresată. Eu aș veni la situația de astăzi, pentru că e un conflict teribil. Ajungem la situația de astăzi, pentru că situația de astăzi a fost generată, în primul rând, tocmai de lipsa de implicare sau insuficienta lipsă de implicare a marilor puteri în ceea ce s-a întâmplat din 47 încoace. Pentru că în 47, când a fost creat statul Israel, statul Israel nu arăta cum arată acum. Statul Israel arată așa în urma a încă 4 conflicte militare pe care le-au dezvoltat. Să nu uităm că Cisjordania a fost redusă. Palestina, care, mă rog, a rămas... Într-adevăr, foarte ciudățică harta aia, așa cum a fost ea gândită și cum a fost făcută repartiția teritorială cu Israelul înconjurat de Palestina, cu o enclavă palestiniană în interior. Cam așa arată în 47. Ulterior, Israelul a început să se extindă, că a fost și în 67, au fost inclusiv în 90... Și acum au ajuns la această, mă rog, pagină de istorie neagră, dacă vrei, în istoria modernă a lumii. Pe pagină de istorie neagră pentru că niște teroriști Hamas au pătruns, au omorât civili. De acord, și nu, există de acord, răspunsul... De acord cu tine că cei care au scapul răutăților în povestea asta, cei care au declanșat acest conflict armat, sunt jurnalist. Dar Hamasul și... a fost întotdeauna parte a autorității palestiniene, mai ales după ce nu a fost, ei împreună... Să nu le confuzi, a fost Fatah pentru eliberarea. Nu, sunt două chestiuni diferite. Nu le confund, Ciprian. Aici, n-aș vrea să intrăm pe subiectul ăsta, că e sensibil și îl cunosc bine. Te întreb, crezi că va produce efecte vizita lui Joe Biden? Hamas și Fatah nu sunt același lucru. Nu sunt. Autoritatea palestiniană e altceva decât Hamas. Palestiniană, din ea a făcut parte și Hamas. Așa a fost concepută inițial. Nu sunt de acord cu ce a făcut Hamas-o, repet. Nu sunt de acord. Orice, oriunde se întâmplă victime umane, sunt împotriva oricărei conflagrații, oricărui măcel, oricărui deznodământ de acest fel, a unei acțiuni. Dar sunt un cumul de factori. Din punctul meu de vedere, trebuie împăcată și varza și capra. Din punctul meu de vedere, Biden
care nu va avea puterea să facă acest lucru. O spun din punctul meu de vedere. Faptul că el a trimis niște portavioane acolo, nu el, mă rog, americanii au trimis două portavioane care, de fapt, au trimis ca să arate Teheranului și altora. Tu vrei să zici că teoria celor două state. Teoria celor două state, mi-e greu să cred că se va întâmpla. Dar de ce? Așa ar trebui, nu că se va întâmpla. Vreau să aflu și opinia domnului Cristian Bușoi. Domnule Bușoi, mulțumesc că sunteți cu noi astăzi aici. Cum vi se pare această vizită în acest context și dacă dumneavoastră considerați că va lăsa niște efecte vizibile, asta în condițiile în care vorbim, sigur, despre tensiuni și despre acea amânare acelui summit pe care ar fi trebuit să-l aibă președintele Biden cu trei lideri arabi din zonă. Bună ziua, mă aflu la Strasbourg și în aceste zile și în Parlamentul European au fost discuții aprinse și suntem cu toți extrem de îngrijorați de situația din Orientul Mijlociu. Știți că președintele Parlamentului, doamna Metsola, a fost printre primii lideri internaționali care a mers în Israel, apoi evident a mers și președinta Comisiei Europene. În Parlamentul European lucrurile sunt destul de clare, se condamnă atacurile teroriste, uciderile făcute de Hamas, nimic nu poate justifica acest gen de atitudine în care mergi, ucizi copii, ucizi tineri la un festival, răpești civili, proprii tăi cetățeni îi pui ca și scut uman, îi vei sacrifica până la urmă, tocmai ca să generezi poate o anumită susținere în anumite părți la nivel internațional. Mai este clar pentru o bună parte dintre noi că nu este vorba doar de chestiunea între Palestina și Israel. Lucrurile istorice complicate, într-adevăr, și ceea ce au spus antervorbitorii, domnul ambasador, distinsul jurnalist, sunt corecte legate de cum au evoluat lucrurile și cât de mult și eficient s-a implicat comunitatea internațională. Dar astăzi cred că este în mod evident o implicare a Iranului. Nu avem dubii din acest punct de vedere. E posibil să fie și o implicare a Rusiei ca să abată atenția și ca să scoată în evidență poate că mai sunt și alte puncte de conflict, să slăbească coeziunea alianților care susțin Ucraina. Deci contextul este extrem de dificil și nu se arată soluții ușor de implementat. Da, personal, credeți că președintele SUA se implică. E evident că majoritatea guvernelor și țărilor occidentale democratice sunt alături de Israel, care a fost victima unei agresiuni și a unor crime făcute cu sânge rece. În același timp însă e foarte important să nu se escaladeze și să nu se genereze lucruri și mai grave decât ceea ce s-au întâmplat până în prezent. Revin, vă rog să rămâneți cu noi, domnule europarlamentar. Va trebui să reintru la o ședință din care am ieșit ca să intru... Bun, atunci, dacă timpul nostru e limitat, aș mai avea o întrebare. Credeți că în momentul de față lucrurile care se întâmplă în Israel pot fi internaționalizate? Și vă întreb lucrul ăsta pentru că, iată, cunoașteți, sunt de aproape Bruxelles. Bruxelles a cunoscut, ca să spun așa, o transformare teribilă în anii ăștia, dat fiind faptul că e o comunitate islamică, destul de parte din ea, destul de contundentă, radicalizată. Și cât de mare e riscul internaționalizat conflictului și evident unor evenimente care ar putea să degenereze în marile capitale din Europa? Sunt două mari pericole care trebuie gestionate, dacă vor putea fi gestionate. Un pericol este acela al radicalizării unor comunități islamice din țările occidentale. Au fost acele atentate în Bruxelles, evident, există multă îngrijorare. Sunt în Franța, așa cum vă spuneam, sunt la Strasbourg, suntem în plină sesiune a Parlamentului European și după atentatul acela al extremistului cecen, sunt măsuri de securitate foarte importante. Unele aeroporturi au fost închise astăzi. Prin urmare, simțim pe propria piele tensiunea din Franța și probabil săptămâna viitoare, când o să fim la Bruxelles, o să vedem măsurile de securitate din Bruxelles. Deci riscul este foarte mare și, din păcate, ne așteptăm ca astfel de evenimente, de atacuri teroriste, evident, punctuale, dar foarte grave, pot să apară în perioada imediat următoare. Și al doilea mare pericol este al unui aflux de migranți, de oameni care vor fugi din Palestina, din Gaza, odată cu
cel mai probabilul atac al armatei israeliene, care este obligată să asaneze, să distrugă celulele Hamas, să le închidă tunelurile, să le distrugă bazele de operațiuni și să elibereze, dacă vor putea, ostaticii. Lucrul acesta, evident, va pune o presiune suplimentară pe țările europene, pentru că principala destinație, probabil, acestor oameni care vor fugi din calea războiului și a distrugerii va fi Uniunea Europeană. Deci lucrurile vor fi din ce în ce mai complicate și mai sumbre și trebuie doar să fim pregătiți să luăm măsuri atunci când putem lua anumite măsuri. Da, domnule Cristian Bușoi, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Sper să acceptați și invitația viitoare. Mulțumesc pentru analiză. Domnule ambasador Zăpârțan, în momentul în care vorbim, iată, de ceea ce se întâmplă în Israel și în zonă, vă așteptați la, când vorbesc de internaționalizarea conflictului, toată lumea se așteaptă să intre și alte state. Teheranul a spus că ar putea să lanseze un atac preventiv. Păi când vorbești de un atac preventiv, practic tu vorbești de un război, un alt stat. Aici n-ar mai fi vorba de o grupare teroristă. Că Hezbollah, de pildă, nu reprezintă Libanul. Tocmai în ideea asta, vă așteptați, de pildă, la un conflict mult mai mare decât tensiunile care sunt acum, decât aceste atacuri teroriste? Eu mizez pe faptul că liderii politici din aceste țări implicate în conflict au totuși ca obiectiv fundamental recâștigarea păcii, fiindcă de pe urma războiului îți distruge economia, casele și viața în general a oamenilor. Nu știu cât de rațională poate fi construită atitudinea Iranului. Pentru mine, în acest moment, această țară reprezintă un soi de cheie a problemei, pentru că este evident că ajutorul pe care îl dă extremismului palestinian, Hamasului, nu, este una din formulele de ațățare a conflictului. Ați văzut că celelalte țări arabe au opinii partajate asupra conflictului dintre israelieni și palestinieni. Unele țări susțin la vedere Palestina, alții sunt mai echilibrați și cer ambelor părți, da, să-și tempereze acțiunile. Este simptomatică atitudinea Arabiei Saudite din acest punct de vedere, care se pare că a fost chemată la un picuț de atitudine mai responsabilă decât cea pătimașă pe care o vedem la partea arabă. Ați menționat un lucru care este foarte important. În general, părțile antrenate în astfel de conflicte urmăresc deliberat internaționalizarea lor. Adică urmăresc participarea cât mai multor agenții ai scenei internaționale la conflictul în care sunt angajați. Și mă aștept, din acest punct de vedere, la mobilizare a diversilor actori ai scenei internaționale în favoarea uneia sau alteia din părți. Deocamdată este interesantă evoluția percepției colective asupra ceea ce se întâmplă acolo, nu? A fost această nenorocire cu spitalul de ieri, nu? Da. Ori agențiile de presă difuzează, spre surprinderea generală, convorbirile dintre doi membrii ai Hamasului, care spun: ai văzut de unde s-a tras? S-a tras din cimitirul de lângă, exact, de lângă spital. Ori asta înseamnă clar că cei care au tras și au ratat probabil tirul au fost membrii Hamas. Dar ce greu reconstruiești această imagine. Nu e prima oară în istorie când se întâmplă astfel de tentative de reconstruire a adevărului istoric. Dar ce greu reconstruiești în mentalul colectiv o situație
că este exact inversul a ceea ce ți se prezintă. Să vă rog să rețineți ideea asta, e foarte importantă și o să revin la ea, pentru că, într-adevăr, unii și-au format deja opinii și nu le mai pot schimba în ciuda evidenței, dar Florin Otrocol, tocmai în ideea asta în care spunea și domnul profesor Zăpârțan, te aștepți la un conflict extins sau lucrurile vor rămâne în aceeași linie de atac terorist și de răspuns al Israelului? Sunt milioane de cetățeni islamici, dacă vrei, care au aderat la religia islamică în Europa. E foarte posibil să vedem câteva atentate. Am văzut și amenințările de la Versailles, am văzut și ce s-a întâmplat la Bruxelles, dar eu cred că totuși astea sunt niște șicane mai mult și, hai să spun așa, niște episoade neplăcute, rătăcite. Dar se poate întâmpla. Ai pus o întrebare domnului Zăpârțan dacă cele două părți găsesc o cale de conciliere. Dânsul făcea apel la liderii celor două, al lui Netanyahu și ale autorității palestiniene. Din punctul meu de vedere, e ca și cum eu cu domnul Zăpârțan m-aș putea înțelege și cădem asupra unui conflict de acord, dar nu e suficient. Mesajul ăsta pe care l-ai trebuie să-l duci acasă. Ori niciunul dintre ei nu mai este rege în țara lui. Netanyahu are problemele care le are. Nu știu dacă este în stare să ducă acest mesaj de, hai să spunem, de neconflictual și cum va fi primit de către poporul israelian, care vorba aceea cere răzbunare într-o oarecare măsură și pe undeva e de înțeles chestiunea asta. Nici mesajul de partea cealaltă nu va fi bine primit după ceea ce s-a întrebat ca și răspuns al Israelului la acțiunile Hamas. E foarte greu. Iar Obama, Bush și alții înaintea lui Biden, care erau mai cerebrali, mai vii, mai activi, mai prezenți, n-au rezolvat această problemă, nu pe Biden să o rezolve, sincer. Nu. Da, Și ai văzut și mesajul lui Antony Blinken. La început, da, și acum e tot mai temperat, totuși hai să nu ocupați și Gaza aia, lăsați-o cumva, găsiți o soluție. Foarte complicată poveste. Bine, să spun așa, sinteza pe care Joe Biden a dat-o chiar atunci, la câteva zile după acel atac, riposta împotriva Hamas e legitimă, dar ocuparea fâșiei Gaza ar fi o eroare, e declarația lui Joe Biden, dar facem o foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit aici în Prima News și le mulțumesc invitațiilor din această parte. Mulțumesc domnului profesor și ambasador Liviu Zăpârțan, fost ambasador al României la Luxemburg și la Sfântul Scaun, jurnalistul Florin Otrocol în continuare. Discuția a fost pasională și pe pauză. Semn că ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și ceea ce spun foarte mulți că este cel mai nesigur loc din lume, dar care atrage și cele mai multe, hai să spunem așa, patim. Și și firesc, pentru că te gândești să nu există acolo butoiul cu pulbere care să pună întreaga lume, Doamne ferește, în perspectiva unui al treilea război mondial. Știi că există această... Există această, dar sperăm că... Mistică, că al treilea război mondial începe din Orientul Mijlociu. Domnul ambasador, vă așteptați, apropo, pentru că se discută de un al treilea război mondial la un astfel de moment, sau lucrurile încă nu sunt chiar acolo? Nu cred în... această idee a celui de-al treilea război mondial, pentru că... Profeție. Dacă, dar dacă ne uităm puțin la ultimii ani, păi suntem, de fapt, în al treilea război mondial. De mult, da, economic, deci, dacă vreți, da, sigur războiul că... biologic și mai departe. De ce nu cred? Pentru că procesul acesta de globalizare și mondializare, care este preponderent economic, nu? Pune oameni într-o legătură mai profundă decât orice altceva. Ca să aibă niște bunuri, oamenii își uită frământările identitare și așa mai departe, nu ca să aibă acces la niște valori pe care și le doresc. Și procesul acesta de globalizare și mondializare a făcut atractivă viața bună, traiul bun,
toată lumea și-l dorește. Și acum toată lumea vede ce înseamnă acest trai bun la scară planetară. Și toată lumea și-l dorește. Și eu nu cred că frenezia aceasta a războiului va întuneca mințile oamenilor și vor zice, preferăm războiul în locul traiului bun. Nu cred că se va întâmpla asta. Da, vedeți că cei din zona respectivă n-au avut probabil accesul spre zona asta de trai bun. Adică, și au, ceea ce spuneați și dumneavoastră, în ciuda unor evidențe, unii continuă să spună că practic acel atac a fost făcut de Israel și nu de o rachetă a jihadului islamic care a ricoșat în propriul lor spital. Da. Nu știu, ați văzut puțin arhitectura, peisajul ținuturilor din Gaza. Ați văzut ce blocuri elegante s-au construit acolo. Pe de o parte, pe de altă, deci da. O speranță de trai bun exista acolo. Doi la mână. Să nu uităm că în toată această perioadă Israelul a asigurat fâșiei Gaza energie, hrană, apă și așa mai departe. Adică, este un aspect care trădează o anumită mentalitate a acestor oameni, nu? Nu te mai interesează cine îți vrea binele și cine efectiv te ajută să trăiești, nu? În numele idealului tău de a omorâ, de a teroriza și așa mai departe. Și 40% dintre oamenii din câmpul muncii din Gaza lucrau în Israel. Nemai vorbind de faptul că Israelul asigură pentru tot spațiul, nu numai pentru Gaza, ci pentru Liban și pentru... Da, normal. Cine să le asigură la ea nu, utilitățile? Asigură, asigură locuri de muncă. Exact. Asigură locuri de muncă. 400 de kilometri pătrați, n-ai unde să mai faci și economie pe lângă, să faci și... Când tu ai populație concentrată acolo. Aduceți-vă aminte câte scandaluri erau legate de trecerea forței de muncă peste granița Israelului. Se supărau pentru că aveau motive israelieni să se supere și interziceau accesul celor din jurul Israelului la Știți muncă. Știți care a venit pe cap de locuitor în fâșia Gaza? Nu? Știți care a venit pe cap de locuitor în fâșia Gaza? Vă spun eu, în Cisjordania este 1 pe 12 din Israel și în fâșia Gaza este 1 pe 3 din Cisjordania. Ia gândiți-vă ce venituri aveau din fâșia Gaza. În condițiile în care 60% e șomaj, Florin. De acord cu tine, dați spun. Un teritoriu foarte sărac. Normal că se duceau la muncă unde aveau, că ce să faci acolo în fâșia Gaza? Că te uiți la fâșia aia, te gândești că-s 2,3 milioane într-o... în 400 de kilometri pătrați, că e 40 lungime, 10 lățime, și te duci la comuna primitivă, când omul învăța să pescuiască, să vâneze, să... pe bune! Wow. Dar, în definitiv, oamenii fac alegeri, pentru că spuneați atât de frumusețea arhitecturii din Gaza. Am mai spus într-o emisiune, mi-a rămas în imagine momentul, cred că era finalul anilor 90, Bill Clinton și Yasser Arafat inaugurează aeroportul din Gaza, care a fost folosit pentru puțină vreme, pentru că Hamas a început să-l bombardeze, să-l saboteze. Și, sigur, după retragerea Israelului de acolo, e acea lovitură de stat dată de Hamas și care preau autoritatea în zonă sau câștigă alegerile în fața celor de la Fatah și controlează zona. Adică, într-un fel, e și alegerea oamenilor din responsabilitate și a celor care au stat în fâșia Gaza. Mă gândesc în condițiile date. De aici, apropo, pentru că vorbim iată de momente extrem de tensionate și e o stare destul de aprinsă, crezi că lucrurile astea se vor, nu știu, multiplica la nivel de atacuri teroriste înspre partenerii? Înainte. Ai răspuns, da, înspre partenerii care susțin astăzi Israelul. Și care ar fi aia? Uniunea Europeană? Uniunea Europeană, pentru că multă lume... Statele depindă... Unite... Cine mai susține Israelul? Știi cum? Am un deja vu și n-am un deja vu numai vis-a-vis de ce s-a întâmplat în Ucraina. La începutul războiului din Ucraina, Doamne, câte imagini și câte secvențe îți veneau și câte trebuia să faci, să stai și să
pentru că s-au descoperit că foarte multe filmulețe care au apărut în spațiu public și care au fost date și canalele de știri erau măsluite sau erau din alte conflicte militare, n-aveau nicio treabă cu Ucraina. La fel, și de asta zic, și aici se pot apărea situații de acest gen. Pentru că am spus-o, repet și atrag atenția întotdeauna, și de ce este atât de vehement? Pentru că omul, prin natura lui, dincolo de faptul că este un animal de strac cu rațiune, că așa e normal să fie, datorită patosului care, pe care așa suntem noi construiți, unul își pierde rațiunea și începe să fraternizeze cu o parte sau alta. Bă, n-am nicio problemă că fraternizezi și că găsești ceva, nu știu, care să te determine să alegi o parte. Deși nu-i treaba ta, ca român sau ca altul, să alegi o parte în acest conflict. Că nu te afectează pe tine. Păi câte vreme te afli în Bruxelles, dar... ca cetățean european și riști de pildă un atentat terorist, bun, parcă te interesează. Bun, acum ajungem și la... Păi nu ajungem, dar asta, e absolut firesc. Zic ca idee. Câte vreme 500 de mii de israelieni sunt de origine română, parcă te interesează. Sau de ce nu, uite, 300 de cetățeni palestinieni din Vâșia Gaza sunt români. Te interesează? Dar ce caută ei românul, Ciprian? Păi caută că acolo trăiesc. Că avem așa, românii avem peste tot. Revin. Deci, asta vreau să transmit mesajul. Dom'le, nu, chiar dacă fraternizați cu o idee sau alta, cu suferința unora sau altora, că până la urmă, asta e fraternitatea. Hai să nu fim hateri, că atâta discordie, nu noi. În spațiu public mă refer. Dacă te uiți pe Facebook, dacă te uiți în zonele unde... Păi, și la comentarii pe presa online. Dumnezeule, se înjură reciproc. Bă, stai că nu-i conflictul tău de azi. Conflictul nu e revenind, spuneam de ce sunt atât de vehement în mesajul meu. Ca lumea să-și păstreze rațiunea și să nu judece sângeros niște aspecte care oricum nu-i afectează în mod direct. Că în mod particular, da, dacă ne referim la românii care stau în Occident și care chiar se închipui că o să vezi un... Eu te întreb și eu la rândul meu, că de formație și eu jurnalist și mă scapă uneori și nu mă erigez eu moderator, că tu ești moderatorul emisiunii. Chiar crezi că o să vezi un atentat terorist la București organizat de o entitate musulmană, de o organizație de genul ăsta? Eu nu cred. Dar la Bruxelles, unde am mai văzut, da, mă aștept. La Paris, unde am mai văzut, da. La Londra, unde am mai văzut, la da. La Roma, unde, la Roma, pe care știa atât de bine domnul ambasador, au fost astăzi, avertizări de... Sunt elemente izolate. Armament explozibil. Și e foarte posibil ca în întunecimea minților unii să facă glume de prost gust, anunțând că au pus o bombă acolo. Florin, nu zic că au murit doi oameni, doi suedezi la acel meci în Bruxelles. Cum să fie? Există un cartier, și probabil domnule ambasador știți mai bine, există un cartier în care nu se mai intră, sau cred că chiar două cartiere. În Franța sunt mai multe. Unde nu se mai intră în Franța Bruxelles. Mai multe. Există sunt înțelegere orașe și o negociere pe care poliția o face, de pildă cu liderii acelui cartier, noaptea nu mai intră poliția acolo. Domnule ambasador, tocmai pentru că starea de spirit e atât de mare și e o tensiune, e o fierbere teribilă. Credeți că va conta, de pildă, un mesaj pe care să-l dea suveranul potiv, pe care să-l dea Papa Francis? El este un om al păcii. El a intervenit cu mesaje, unele foarte comentate și polemizate în cazul Ucraina. Dar e totuși... Un personaj sau nu știu cum să descriu instituția suveranului pontiv, dar el în sine e un personaj la care se raportează foarte mulți, e referențial pentru foarte mulți. Este, gândiți-vă că este șeful unei biserici pe toată planeta cu aproximativ 1,5 miliarde de credincioși. Este categoric una din cele mai importante figuri ale lumii de astăzi, cel puțin sub aspect moral. Pentru că Vaticanul nu are alte instrumente decât rugăciunea și dialogul. Pentru mine a fost semnificativ faptul că una dintre cele mai importante personalități ale Vaticanului, președintele Conferinței Italiene a Bisericii Episcopatului Catolic Italian, cardinalul Zuppi, a fost trimis ca mediator în Ucraina și la Moscova. Și misiunea lui a fost un eșec.
Și mă gândesc la ce semnificație mai poate avea pentru liderii lumii de astăzi un cuvânt al Papei. Adică, altădată, un cuvânt al Papei însemna o directivă de spirit, o orientare spirituală fundamentală. Ori astăzi, foarte ușor pot spune, și din păcate am cunoscut oameni politici care spun: je m'en fous, nu mă interesează ce spune. Adică, pe fondul unei căderi generale a culturii politice, a continentului, de restul lumii nici nu mai vorbesc. Pe fondul acesta este intervenția masivă a nechemaților, a improvizațiilor, a celor cu formație intelectuală incompletă. Vă rog să vă uitați la spectacolul liderilor europeni de astăzi, da, da, și să-mi spuneți, vă rog, eu am avut această șansă de a fi prietenul lui Pierre Werner, al lui Gaston Thorn și altor mari europeiști. Nu? Spuneți-mi, vă rog, astăzi un lider european care să iasă în față cu un prestigiu moral real, recunoscut, da? Și care să ofere o idee de reconstrucție a Europei. Stăm în direct, abia o să-i strâng mâna, domnule, sincer, felicitări, sincer, are dreptate. Este. Are dreptate. Este rezultat. Avem o criză, doamne, avem o criză aprigă de lideri. De lideri reală, n-ai ce să faci. Da, credeți că suntem pe final, domnule ambasador, credeți că va conta acest mesaj pe care l-a dat Patriarhul Latin al Ierusalimului, că se pune la dispoziția teroriștilor Hamas în schimbul civililor pe care îi iau în captivitate? Bun, asta poate fi. Ar trebui să vibreze mesajul ăsta în sufletul oamenilor. Poate fi un gest, poate fi un gest de curaj, un gest spectaculos, nu? Dar eu nu-i văd eficiența. Nu cred că Hamasul a luat 150 sau 200 de ostateci. Nici ei nu știu câți. Ca să-i dea în schimbul unui cardinal. Nu cred că se va întâmpla asta. Dar e, hai să spunem, unul dintre liderii religioși care măcar au transmis un mesaj. Mi-aș fi dorit ca biserica să fie mai... Care? Ortodoxă? Catolică? Biserica creștină? De ce nu? Dar Ciprian, tocmai ți-a zis, domnul ambasador, că s-a dus într-o țară eminamente creștină, da? În Rusia și în Ucraina, unde vorbim despre ortodoxi, s-a dus tot un creștin, da? Un trimis al Papei. Nu s-a dus. Acum te duci la... Cum trimite Papa, poate să trimite, că e, oricum o va face acest lucru, dacă nu l-a făcut încă, e clar că a venit cu un mesaj de pace și va... Pentru că asta e menirea suveranului pontif. Asta, până la urmă, dincolo de rugăciune, el și va transmite acest mesaj de pace. Sunt convins că va face. Da, dacă într-o țară creștină, între două țări creștine te-ai dus cu mesajul ăsta unde există un conflict armat și nu ai atins decât, să zicem, câteva cori sufletești, te duci într-o țară mozaică și într-o țară musulmană. Mă rog, nu țară. Mai puțin, de pildă în Cisjordania și chiar și în fâșia Gaza, trăiesc foarte mulți creștini. De acord cu tine, eu vorbesc de lider. Eu vorbesc la nivel de lider. În Ramallah, care e, să spun, capitala autorității palestiniene, sper să nu greșesc, dar sunt vreo 30% de creștini arabi. Ca atare, mesajul ar merita să fie, ca să spun, nu știu, transmis și în zonă. Suntem în ultimul minut. Domnule ambasador, vreau să vă întreb. Credeți că acest, nu știu, conflict va intra într-o zonă de îngheț sau rămâne în continuare într-o zonă de tensiune maximă? Hai să zicem că sunt de un optimism puternic cenzurat. Intervenția lui Biden, simpatică, care este, spectaculoasă, da, din punct de vedere al relațiilor diplomatice, al felului în care se cultivă, vizita lui Biden pregătită în 48 de ore este spectaculoasă, nu? Și în acest sens, să mă iertați. Și în acest sens, cred că e o intervenție foarte puternică.
și e făcută în direcția păcii. Dar nu știu ce ecou va avea. Păi, sunt mari așteptări. Cât vor fi de sensibili liderii arabi la mesajul lui. Și pe de altă parte, faptul că a mobilizat 2000 de militari americani pentru spațiul Orientului Mijlociu, cu două portavioane, care nu sunt o glumă în ierarhia armamentelor, nu? Mă pune pe gânduri. Și de aceea aștept, cum să zic, aștept cu înfrigurare, fiindcă este un conflict, soluționarea conflictului, găsirea unei soluții, pentru că altfel intrăm într-o spirală a violenței care nu va cruța nici Europa și cred nici alte spații. Să nu uităm că este în așteptare criza din Asia legată de Taiwan, să nu uităm că este mocnit conflictul din Balcanii de Vest. Așa este, da. Că nu este soluționat. Și uite cum ne pomenim cu focare de război, de conflict, de tensiune. Nici armenii nu duc bine în Kandahar. O să continuăm această discuție. Domnule profesor Zăpârțan, domnule ambasador Zăpârțan, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și sper să acceptați și invitațiile viitoare pe care o să vi le facem. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză și revenim la fix cu principalele titluri. Am revenit aici în Prima News. Vă propun, iată, să discutăm și despre efectele pe care le au conflictele din Israel și din fâșia Gaza și, evident, din Orientul Mijlociu, pentru că e un întreg complex, un întreg mixt de evenimente care se petrec acolo. Fapt pentru care, sigur că da, vrem să vedem cum se multiplică sau cât de contagios e acest flagel al răului care se întâmplă în acea zonă și cât de vulnerabilă e Europa. Pentru că nu e așa, locul pe care îl contestă foarte mulți, cum că Europa e zona care, nu știu, le îngrădește foarte, foarte mult multora din libertăți sau din maniera lor de comportament, cu ghilimelele de rigoare le îngrădește, e zona pe care, în care își doresc mai toți din lumea asta să trăiască, mai toți din lumea asta să ajungă. Dacă e atât de rău în Europa, de ce își doresc cei din zona arabă, de pildă, să ajungă în mod semnificativ? De ce românași de-ai noștri care nu iubesc Europa își doresc să ajungă tocmai acolo și populează zone din centrul și din vestul Europei? E un paradox la care ar trebui să ne dea un răspuns. Discutăm despre acest subiect și înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Începem cu situația din Israel, acolo unde a ajuns și liderul de la Casa Albă, Joe Biden, în plin război cu Hamas și în toiul unor proteste în Orientul Mijlociu. Acesta transmite solidaritatea Statelor Unite cu poporul evreu. Hamas nu reprezintă toți palestinienii, a declarat Biden, care s-a arătat indignat și profund întristat de drama de la spitalul din Gaza, pentru care ambele tabere se învinovățesc reciproc. Summitul de la Amman, în care președintele SUA urma să discute și cu liderii Iordaniei, Egiptului și Palestinei, a fost anulat ca urmare a tragediei. E foarte complicat să vezi oameni care, în ciuda unor probe și a unor realități care le sunt prezentate, refuză măcar să analizeze sau să se pronunțe cu privire, iată, la acele imagini care arătau cam de unde a pornit racheta și, evident, o înregistrare foarte interesantă între militanți Hamas, între teroriști Hamas, care vorbeau despre acea disfuncție sau disfuncționalitate a rachetei pe care au lansat-o. După vizita la Tel Aviv, premierul Marcel Ciolacu se află astăzi la Kiev, unde participă la prima ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, împreună cu mai mulți membri ai cabinetului. Vizita la Kiev are două obiective clare: promovarea drepturilor românilor din Ucraina și semnarea unor acorduri bilaterale importante care să pună bazele unei colaborări mai aplicate în mai multe sectoare, se arată într-un comunicat al guvernului. Putem spune că e o ofensivă interesantă a lui Marcel Ciolacu și pentru ceea ce ar putea să însemne candidatura la prezidențiale pentru 2024. Am văzut că un alt lider important al României, Dacian Cioloș, un fost premier și fost lider în New Europe, anunță că va intra în alegerile pentru prezidențiale de anul viitor. Curtea Constituțională aprobă proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare. Judecătorii au respins sesizarea făcută de USR și Forța Dreptei.
Astfel, noile măsuri fiscale propuse de guvern pot intra în vigoare după ce legea este promulgată de președintele Klaus Iohannis. 9 militari au fost răniți în timpul unui exercițiu de aruncare a grenade desfășurat în poligonul Krasna din județul Sălaj. Unul dintre aceștia are o rană gravă la picior și a fost preluat de elicopterul Smurt pentru a fi transportat la spitalul din Zalău, transmite MAPN. Conducerea unității a informat parchetul militar și a stabilit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită de către DNA, rămâne în arest preventiv. Tribunalul Vaslui a decis să prelungească măsura ce poate fi contestată în termen de 48 de ore potrivit news.ro. În schimb, expertul din dosare, Radu Judele, va fi plasat sub control judiciar dacă decizia instanței va rămâne definitivă. Ungaria și România sunt pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata inflației, cu 12,2 respectiv 9,2%. La polul opus, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost țările de jos, cu inflația anuală negativă de -0,3%, Danemarca și Belgia cu 0,6 respectiv 0,7%. 6 aeroporturi din Franța au fost evacuate azi dimineață în urma unor amenințări de atentat primite prin e-mail, transmite AFP. În urma verificărilor de către geniști, activitatea a fost reluată pe unele aeroporturi, dar numeroase zboruri au înregistrat întârzieri, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte fie afară, fie în avion, cei care erau deja îmbarcați. O să comentăm și noi aceste lucruri care se întâmplă deja în Europa. Președintele rus Vladimir Putin își continuă vizita în China, unde a fost filmat în timp ce era însoțit de ofițeri care îi cărau așa numită valiză nucleară, care poate fi folosită pentru a lansa un atac nuclear, potrivit Reuters. Servieta nucleară a Rusiei este purtată în mod tradițional de un ofițer de marină, cunoscută sub numele de Cheged. După muntele Cheged din Munții Caucaz, servieta se află în permanență cu liderul rus, dar este rare ori filmată. Vă dați seama ce model de democrație transmite Vladimir Putin, câtă vreme e însoțit la un astfel de summit de valiza nucleară. Cam care e diferența între lumea noastră liberă și lumea pe care o conduce Putin? Austria introduce controle la frontiera cu Cehia după ce la începutul lunii a introdus controle și la granița cu Slovacia. Viena speră astfel să mențină o tendință de scădere a migrației înregistrată în ultimele luni, în contextul în care presiunea migrației crește în Uniunea Europeană. În același scop, Germania a introdus controle staționare la frontiera cu Polonia, Cehia și Elveția pentru a descuraja traficanți de migranți să schimbe ruta. Sport acum. Scandalul pariurilor ilegale din Italia ia amploare după Fagioli, Zaniolo și Tonali, alți trei fotbaliști importanți sunt acuzați că jucau la pariuri. Este vorba de Federico Gatti de la Juventus, Nicolo Casale de la Lazio și Stefan El Sharawi, fotbalistul Romei, scrie Corriere dello Sport, și numele lui Drăgușin apare în scandal pentru că i-ar fi împrumutat bani lui Fagioli. Probleme și pentru președintele Barcelonei, Joan Laporta, a fost oficial inculpat în cazul Negreira. Potrivit acuzării, Barça i-a plătit în total peste 7,3 milioane de euro fostului înalt oficial al arbitrajului spaniol, José María Enríquez Negreira, între 2001 și 2018. Plățile au luat sfârșit atunci când acesta și-a pierdut poziția de arbitru numărul 2 al Spaniei. Încheiem cu informațiile despre vreme, care va continua să se încălzească chiar simțitor pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil, cu înorări și ploi locale în vestul și nordul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vest, în est și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 24 de grade, iar cele minime între 6 și 15 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Suntem aici în Prima News. Vreau să vă adresez și întrebarea acestei ore legată de subiectul pe care îl discutăm. Vă simțiți în siguranță să călătoriți în marile orașe europene având în vedere evenimentele? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News, dar și pe numărul de WhatsApp care apare pe ecran. Vă simțiți în siguranță să călătoriți în marile orașe europene având în vedere evenimentele? Așadar, aștept comentariile și părerile voastre pe această temă. În continuare, alături de mine, jurnalistul Florin Otrocol. În foarte scurt timp o să fim în legătură și cu profesorul Adrian Papahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Florin Otrocol, tocmai în ideea în care, iată, există această temere, tu călătorești destul de des și în Marea Britanie, și în Franța, și în alte zone. În Europa, vreau. În Europa. Te temi... Și în Turcia am fost. Acum 4 luni, 5 luni. Și eu am fost acum. Tot la bolan. 2 luni în Turcia, dar, sincer, lucrurile erau destul de temperate la vremea respectivă. Te aștepți, nu știu, la o escaladare?
Pentru că s-a întâmplat acel atentat al unui luptător, al unui militant, al unui, nici nu știu ce să, cum să-l numesc pe acel individ, care de altfel a murit în urma unui schimb de focuri cu poliția belgiană, dar a reușit. Vezi? Nici nu știu cum să folosești termenii. A omorât doi oameni în ziua în care Belgia ar fi trebuit să joace cu Suedia. De fapt, și jucase de crepima. Da, s-a întrerupt meciul din cauza acestui nefericit deznodământ. Eu n-am o problemă, sincer îți spun. Eu n-aș avea o problemă dacă a trebuit să mă duc la Bruxelles, să zbor sau să mă duc cu mașina. N-aș avea o problemă să circul nicăieri. Dar eu sunt de altă factură. Eu sunt genul de om care judec lucrurile foarte simple. Când sună ceasul, sună ceasul. Dar indiferent cum îți sună ceasul. Adică, Doamne iartă-mă, poți să ai un accident la volan? Nu e același lucru, pentru că te duci într-o zonă pe care o consideri sigură. Eu nu m-aș duce acum în Gaza să fac o vizită, crede-mă, nu. Dacă asta mă întrebi. Nu, eu vorbesc pentru că e întrebarea pe care am adresat-o și telespectatorilor noștri, cât de sigur... N-am o problemă. N-aș avea o problemă să circul în Europa. Discutam mai devreme în ora anterioară și spuneai tu că, de exemplu, în Belgia sunt câteva cartiere, în Bruxelles, mai exact, unde poliția negociază cu liderii... Noaptea nu intră în acele cartiere. A, nu mă te supăra pe mine. Cum ți se pare chestiunea asta? Păi, eu te-am primit la mine în țară, cum a zis și premierul australian, și când ne-a primit pe refugiații din Siria. Noi vă primim la noi în țară și voi nu vă supuneți legilor noastre. Păi tu te bă acasă. Mie mi se pare... Adică să vii... Când vii în țară și te primești, te supui legilor și rigorilor statului român, statului belgian în cazul de față. Cum vine aia că nu poți să intri, că mi-e teamă să ies în seara pe... Pentru că lucrurile s-au... Eu de acord, Ciprian, dar aici se vede... Compromis între atât încât anumite comunități s-au radicalizat. Nu ești stare să-ți faci curat la tine în ogradă? Se pare că nu. Nu. Păi atunci schimbă șeful poliției, schimbă ministrul de interne, schimbă ce ai de schimbat. Bun. Nici mie nu-mi convine. Deci am trecut și eu printr-o chestiune de genul ăsta și am avut un disconfort, Ciprian, că m-am dus în Italia și la Coloseum erau patru taburi în fiecare punct cardinal, nord, sud, est, vest, și cu soldați care vegheau la liniștea turiștilor. M-am dus la Versailles și la Versailles se schimba tura. Când se schimba tura seara, din grădinile din Versailles au ieșit tot așa, soldați cu mitraliere, cu... Bă, ce? Păi vedem la siguranța... Bun, a fost alertă, se pare, la Versailles deja pentru a doua oară, apropo de atentat cu bombă. La fel și la Coloseum, astăzi am văzut imagini cu poliția masată în și cu luptătorii antitero în zona Coloseumului. Alături de noi se află și domnul profesor Adrian Papahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Domnule profesor Papahagi, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi astăzi aici în emisiune. Dumneavoastră ați comentat în dese rânduri lucrurile care evident se complică sau care intră într-o traiectorie din păcate neagră și nu greșesc să folosesc termenul ăsta de itinerariu negru prin prisma faptului că iată, sunt oameni care mor, oameni nevinovați în ciuda radicalizării unor comunități din comunități islamice, din păcate, repet, nu pun termenul, Doamne ferește, termenul de terorism sau de Hamas în cazul de față cu ceea ce înseamnă lumea musulmană. Departe de mine gândul ăsta și chiar am prieteni musulmani care au fost chiar aici în emisiune. Dar v-aș întreba tocmai în ideea asta, cât de mare e astăzi riscul de radicalizare odată ce întreg Orientul Mijlociu e într-o fierbere teribilă? Da, nu în ciuda, ci chiar datorită acestei radicalizări mor oameni, în primul rând datorită criminalilor care trec la act, atentatorilor, asasinilor, teroriștilor și ulterior, indirect, atunci când state, iată, precum Israelul, își apără până la urmă statalitatea și cetățenii care au fost răpiți de la ei de acasă, de la o petrecere și duși peste graniță într-o zonă ostilă. La ce se așteaptă cei care au votat Hamas? La ce se așteaptă după ce agresează civili israelieni? Deci, vă dați seama că represaliile acelea, oricât ar fi de dureroase și nefericite, erau inevitabile odată ce s-a făcut acest atentat. Cât de mare este riscul
radicalizării. Păi, cei care sunt radicalizați sunt deja radicalizați, nu credeți că se radicalizează acum. Din păcate, există în tot Occidentul zeci, sute, poate chiar mii de oameni care sunt în rețele fostele ISIS, actualele ISIS, Hamas, așa mai departe, sau care pur și simplu, dintr-o carieră infracțională, sunt dispuși să treacă la una teroristă. Ați văzut că aproape toți cei care au făcut acte teroriste, la început erau criminali de drept comun, fuseseră prin închisori, erau cunoscuți de poliție, unii trebuiau să fie expulzați de ani de zile și fuseseră protejați, ba de ONG-uri stângiste, ba lăsați liberi justiție, fiindcă, vezi, doamne, erau minori, și așa mai departe. Din păcate, în Occident s-a amorsat o bombă cu ceas. Bomba cu ceas s-a amorsat atunci când toată zona asta așa progresistă credea că e foarte simplu să aduci milioane de oameni din alte spații geografice și că ei dintr-o dată vor funcționa ca buni francezi, ca buni italieni, ca buni englezi, ca buni belgieni. Ei bine, nu. Ei bine, nu. Eu mă și întreb dacă, vedeți, meciurile Franța-Algeria, de pildă. E un meci Franța-Algeria, tribuna maghrebeană va ține cu Algeria, nu cu Franța, chit că ei sunt născuți în Franța, crescuți acolo și unii dintre ei, știți ce, nici nu știu limba arabă. Mulți dintre aceștia nici nu au nicio legătură, de fapt, cu islamul. Nu se duc la moschee, nu citesc Coranul, habar n-au. E doar o chestie identitară. Nu se simt pe deplin francezi sau englezi sau belgeni, ci vibrează mai degrabă cultura de origine, de care părinții și bunicii lor nu știau cum să mai scape. Asta e ceea ce se întâmplă. Deci această bombă cu ceas este foarte periculoasă și vedeți bine că nu trebuie mult. La Bruxelles, criminalul respectiv a ieșit să împuște oameni pe stradă. Răfuiala lui e și cu Suedia, firește, dar și cu contextul actual. La Arras, cel care a ucis un profesor într-un liceu, iarăși avea legături cu teroriștii, un frate în închisoare, trebuia să fi fost deportat și a fost scăpat. Deci oamenii ăștia nu sunt niște oameni fără istorie, nu sunt niște oameni și ca ei sunt nenumărați în libertate, unii cunoscuți de poliție și totuși răsați liberi, alții necunoscuți. Da, domnule profesor, cum evaluați de pildă, pentru că am văzut foarte multe mesaje din partea unor lideri ai comunității arabe, lideri ai comunității islamice, dar și foarte mulți politicieni din zona stângistă americană, și de ce nu chiar și europeană, care cer, de pildă, Israelului încetarea focului. Dar eu n-am auzit niciodată mesaje de încetare a terorii și a focului către terorismul Hamas. Niciun fel de mesaj n-a venit în contrapartidă. E, repet, pentru mine e un paradox teribil să văd de la acești oameni, hai să spunem, un partizanat total, dar de la oameni unii, repet, chiar din zona democrațiilor consacrate, care nu pot să facă această diferență între un stat și grupări teroriste. Eu am scris alaltăieri ceva, dincolo de statul Israel. Eu nu cunosc și au fost momente în care statul Israel nu a fost într-un fel pus în marginea societății, a comunității internaționale. Au fost momente în care comunitatea internațională a dat dreptate palestinienilor și așa mai departe. N-am văzut cu ocazia aia niciun evreu care să se ducă și să se arunce în aer sau să ucidă oameni prin Europa. În schimb, pentru orice situație din Orient, din Africa, de oriunde, totul este imediat exportat ca terorism în America și în Europa. Unul la mână. Doi la mână. Îmi pare rău să spun, eu voi spune mai niște lucruri pe care nimeni nu le va spune, fiindcă oamenii în general nu mai au curajul să spună adevărul, se tem, au impresia că orice spui e rasist, nu știu ce. Statele așa se fac. Încearcă să ocupe un teritoriu și teritoriul ăla esențialmente să fie cât se poate omogen cu oameni de un fel. Așa s-a făcut Franța, așa s-a făcut Anglia, așa s-au făcut țările. Încet, încet. Israelul e un stat recent, are și el dreptul să se așeze. Este înconjurat de o lume arabă care este amplu ostilă, arabă și musulmană, dar în cazul lor arabă, o lume ostilă. Îmi pare rău, au și ei dreptul să-și asigure statalitatea. Ori statalitatea Israelului nu poate conviețui cu lucruri de genul ăsta. În ce îi privește pe palestinieni? Putem întreba sincer, de ce palestinienii aceia din Gaza, de pildă din fâșia Gaza, nu sunt primiți nici măcar în Egipt? O țară, iată, în care sunt alți musulmani ca ei,
este la dincolo de graniță, un stat oricum cu 150 de milioane de oameni, în care un milion sau 100 de mii de refugiați nu mai fac o diferență atât de mare. De ce? Fiindcă nici Egiptul nu vrea să importe terorism islamic, chit că este un stat musulman și un stat arab. Dar nici ei nu vor să importe radicalismul și terorismul Hamas. Hamas s-au dus în Libia, au distrus țara aia. Țara aia este distrusă. Era un paradis, o țară cu foarte mulți creștini. Unde sunt creștinii din Liban? În Iordania. De ce regele Iordaniei e îngrijorat și el? Fiindcă n-a niciun chef să vină pe capul lor sute de mii de teroriști. Da, deci chiar și statele arabe și țările musulmane n-au niciun chef de acest tip de radicalism. Dar e foarte bună nuanța. Ce să facă Israelul? Ce să facă Israelul în sine? Ce să facă? Să se lase atacat la nesfârșit? Ce să facă? Dar e foarte bună nuanța, pentru că și în Iordania, din câte cunosc, 70% din populația iordaniană e de origine palestiniană, dar cu toate acestea nu acceptă să vină nici măcar cisjordanienii, palestinienii din Cisjordania să se așeze. Vă rog să rămâneți cu noi, Florin Otrocol, pentru că vorbim, iată, de ceea ce înseamnă radicalizare și vorbeai despre de faptul că... Nu ești, ca să spun așa, îngrijorat pentru securitatea ta personală, dar te aștepți de pildă la, cum știu, niște focare care se apară... Foarte relaxat, de aia nu sunt îngrijorat. Sunt foarte relaxat, e un general. Așa consider, omul i-a dat o viață să o trăiască, când îi se gata, se gata. Nu e chiar așa. Eu așa le văd, mă rog. Nu e așa că dacă ar fi acum niște bombardamente la ieșirea din televiziune, Doamne ferește de un astfel de peisaj, n-ai fi la fel de relaxat să... Păi aș încerca să salvezi viața, categoric, păi, evident, da? Evident, tocmai în ideea asta, dacă vorbim, iată, de un anumit paradox, și pentru mine e un paradox, sunt chiar oficial ONU care cere, repet, cer unui stat să oprească focul, să oprească riposta aeriană, în condițiile în care nu cer niciun fel de încetare a bombardamentelor unei grupări teroriste. E un soi de, nici nu știu cum să-i spun, de paradox pe care nu pot să-l înțeleg la oameni care vin din democrații, din democrații în care ei se simt foarte confortabil. Există un argument logic, un argument, așa, ascultând cum pui povestea, problema. Gândește-te că statul Israel există, e statul Israel, care e recunoscut la nivel internațional, care se supune, mă rog, în teorie, cartei ONU, și atunci e normal că vorbești cu un lider al unui stat. Acolo nu ai un stat, ai o entitate, nici nu știi cum să o numești, că e fâșia Gaza. Cui te adresezi acolo? A, da, poți să zici, atrag atenția și liderului, nu știu, grupării paramilitare sau ce-o fi ea, sau teroriste, sau... Nu. În principiu la nu negociem cu teroriștii, n-avem nici... Și atunci există o logică pentru care se adresează doar lui Netanyahu și statul Israel. Corect ar fi să ceară ambelor părți beligerante să oprească focul și să încerce să se pună la masa negocierilor. Dar, repet, intrăm în paradigma aceea, noi nu negociem cu teroriștii, care, mă rog, e tipic americană mai mult decât și, mă rog, și altor state. Dar, revin. Probabil, foarte probabil de asta. Pentru că vorba aceea. Da, în schimb, domnul Babahadze vorbește de sute de mii de teroriști Hamas, eu am îndoieli că ar fi atâta. Nu vă critic, domnule profesor, că nu e cazul, că nu asta era ideea. Dar nu la că... nivel global, acolo din 2000. La nivel global e altceva, dar eu zic așa ca idee. Nu-i primesc nici Iordania, nu-i primesc nici Egiptul, pentru că de aia nici nu este recomandat ca armata israeliană să intre în fâșia Gaza și să ia la lupte de gherilă pas cu pas fiecare clădire, pentru că nu-i deosebești. Că nu știi care, că poți să ucizi un civil. La fel, degeaba faci trierea, pe frontieră, că nu știi cine ține. Păi care trag cu mitraliera, corect, de pildă, iată. Păi nu, de asta sunt de acord, aia care trag cu mitraliera, eu sunt de acord. Dar am văzut destule. Nu, dar aș face aici o nuanță. Am văzut acum două zile un film difuzat de Jerusalem Post în care civilii din fâșia Gaza, și repet, cu tot respectul și cu toată considerațiunea pentru cei care trăiesc drame reale,
civilii de acolo îi ajutau pe teroriști să deplaseze arsenalul de luptă pe care l-au capturat în urma acelui atac teribil din 7 octombrie. Adică tu ca civil îți asumi în condițiile date în care tu te duci și ești parte a unui astfel de atac. În plus, n-am văzut niciun fel de reacție de protest a civililor din Fâșia Gaza când acele femei săracele capturate de la acel festival sau din kibuțurile din sudul Israelului și duse în Gaza, era acolo o veselie teribilă. N-am văzut nicio democrație, n-am văzut deloc în Israel, nu știu, o astfel de bucurie că e capturat un lider Hamas, de pildă. Acolo erau niște nevinovați duși și parcă eram în evu mediu, în care toată comunitatea sărea în sus de bucurie. Nu ziceți că a fost... cu evu mediu, că mă supăr eu. Nu cu evu mediu, am și greșit odată. Am și greșit. Barbaria veșnică. Nu, vreau să spun de zona întunecată a evului mediu timpuriu, ca să zic așa. La fel de întunecată acum, a fost mult mai întunecată sub Hitler decât în secolul XIII, vă asigur. Ideea e în felul următor și are dreptate domnul Ciprian Aron. Acolo întreaga populație sprijină de fapt acest tip de terorism. Bun, poți să spui, dacă vrei să le cauți scuze, domne, sunt disperați, altceva nu le-a mai rămas decât să recurgă la terorism. Dar în același timp poți să spui și Israelul are dreptul să-și apere, una la mână, statalitatea, doi la mână, civilii, trei la mână, să termine cât poate, că nu o să o termine definitiv, o să-i termine acum pe câțiva. Liderul Hamas care a planificat aceste atentate a mai fost odată ținta unor rachete și a pierdut, înțeleg, o mână, un picior, dar tot trăiește. Nu e așa de simplu să scap de ei. Dar ce să facă? Dacă nu te duci să iei casă la casă, habar n-am, nu sunt eu acum mare expert militar sau de securitate, dar au dreptul și ei să facă ce pot în clipa în care sunt bebeluși decapitați, fete, tinere. Eu m-am uitat aseară la știrile franțuzești. Să știți că acolo sunt nenumărați care sunt și de ai noștri, vorbesc perfect românește. Era o fată evreică, dar vorbea franceză și povesteau rudele ei din Franța, arătau și poze, fusese luată de la petrece, o fată de 16 ani, rănită, și o filmau ăia acolo, nu știi ce i s-a întâmplat, nu știi dacă o vor mai vedea, adică au dreptul în primul rând să se ducă să-și recupereze oamenii, au dreptul să încerce să-i lichideze pe teroriști, au dreptul să-și protejeze statalitatea, n-ai ce face, a la guerre comme à la guerre. Și încă o dată, nu Israelul a început, nu Israelul i-a omorât, Israelul le dă electricitate, le desalinizează apa și așa mai departe. Deci combustibile, adică, dă de toate. Fără Israelul. Israelul a făcut acolo o grădină. Sunt nenumărați palestinieni și musulmani cu cetățenie israeliană care lucrează în Israel și se bucură de toate beneficiile unei țări libere și al unor salarii decente și al unei civilizații. Dacă ar sta în celelalte state arabe, ar muri de foame. Gândiți-vă cum se trăiește în Liban, da? O țară pe care au distrus-o. Îmi pare rău. Asta este. Islamul cam pe unde a mers a cam distrus, n-a făcut mare chestie. Iar dacă ne aducem aminte că toată zona aceea era o zonă în care totuși, dominanți erau poporul lui Israel, comunități creștine masive. Unde sunt după venirea islamului? Unde? Da? Deci îmi pare rău, nu o să simpatizez acum foarte mult cu islamul și islamul oricum a ocupat jumătate din Africa și din Asia. Domnule profesor, n-aș vrea să fie neapărat o discuție legată de islam, deși... Dar în termenii ăștia se pune. Islamul, sigur, nu credeți că este un partener al civilizației noastre. Este pur și simplu adversar al civilizației iudeo-creștine. Asta este. Este adversar, a fost adversar când a distrus Bizanțul, a fost adversar când a ocupat Africa de Nord, când a intrat în Spania, în Franța, a fost adversar când a ocupat țările române și continuă să rămână adversar când ne pun bombe și mai. Nu credeți că acum se schimbă mare lucru numai fiindcă noi am devenit politically correct și nu mai îndrăznim să spunem lucrurilor pe nume. Fix așa stau lucrurile. Da, domnule profesor, aș remarca un singur lucru. După retragerea Israelului și când i-a lăsat liber pe cei din Fâșia Gaza să se autogestioneze, am văzut ce au ales. Au ales Hamas. Da, Hamas. Adică lucrurile până la urmă spun foarte multe. Facem o foarte scurtă pauză. Vă rog să rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente. Am revenit aici în Prima News. Nu uitați și de întrebarea pe care am adresat-o pe pagina de Facebook Prima News. Dacă vă mai simțiți în siguranță să călătoriți în marile orașe europene, având în vedere evenimentele, ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News și la numărul de WhatsApp afișat pe ecran. În continuare, alături de noi, domnul profesor Adrian Papahagi de la Universitatea Babeș-Bolyai și jurnalistul Florin Otrocol. Israelul a difuzat în această dimineață o înregistrare video și un audio care ar dovedi susține armata
armată israeliană vina jihadului islamic în explozia de la spitalul arab Al-Ahli din orașul Gaza. Și Florin Otrocol, aici, cum vezi, de pildă, poziționarea asta atât de fermă, de pildă, și a unor state din lumea musulmană și, evident, chiar și a unor influencer. Pe mine pasionează foarte tare să văd acești influencer care se poziționează foarte vehement, în ciuda unor evidențe, mai cu seamă că am văzut și acele imagini, am văzut și acea, sau am auzit acea înregistrare audio. Crezi că va fi tranșat până la urmă acest subiect? Pentru că președintele Joe Biden spune astăzi în întâlnirea cu Benjamin Netanyahu, am văzut acele imagini și acele înregistrări care arată că nu voi sunteți de vină, ci dușmanii voștri. Ciprian, noi doi suntem niște oameni raționali, domnul Papa Hagi este un domn rațional. Noi, cum să zic, cu toată franchețe, au zic, și nu e nicio aroganță și nu e nici o lipsă de modestie ceea ce spun eu. Noi, la, cum să zic, la cât am citit și la cât am studiat la viața noastră, pentru noi înșine, pentru cultura noastră generală, pentru a ne, hai să zicem, a ne șlefui din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al atitudinii, al poziției sociale, este mai greu de păcălit. Noi, pe mine nu mă interesează niciun influencer, nu, dar trebuie să ținem cont că lumea generală e o masă de manevră, care nu contează decât în caz de, apropo de ceea ce s-a întâmplat acolo, caz de război. În contextul ăsta contează. În rest, nu contează. Deși fac influencerii pentru pe mine, nu mă afectează. Pe tine nu. Dar, într-adevăr, pot influența, între ghilimele, anumite atitudini și pot transmite un mesaj psihologic, dacă vrei, și energetic, dacă vrei, că dacă lumea se canalizează și canalizează energia spre un rău, atunci cu răul ăla se perpetuează. Că așa este, din păcate. Eu nu sunt de acord cu chestiunea asta, pe mine nu mă influențează, dar... Dar anumite state, deja Turcia spunea ieri că e vina Israelului Turcia pentru acela bombardament. Turcia nu crezi că va retracta de pildă... Nu e confortabil pentru Erdogan ceea ce se întâmplă, dar totuși el stă un pic pe altă poziție. E totuși a doua forță militară din NATO. Să pară și mediator în conflictul ăsta. Da, e a doua forță militară din NATO. Vorbim totuși de aproape 100 de milioane de locuitori. Vorbim de o țară care își permite, hai să zicem, o oarecare poziție de forță, sau dacă ar fi cazul. Eu cred că încă se vor mai... La un moment dat să mă opri și Israelul, că și ăia cât poate să reziste Hamasul, că vor rezista, că vor mai trage și câteva depinde rachete. Depinde cât de și... alimentați sunt de alte structuri. Păi cine? De Iran? De cine să fie alimentat? De Iran? De cei din altă structură cum e Hezbollah? Se va opri și acolo, pentru că până la urmă se vor sesiza alții și vor interveni alții care vor opri acele alimentări și vor încerca să le stopeze și se vor ajunge la niște chestii pe care noi nu le știm, dar le bănuim. Nu le știm și nu o să avem informația corectă vis-a-vis de acest subiect. Nu cred că va mai dura foarte mult acest conflict. Din păcate, mari pierderi, din păcate, îmi cer scuze, să nu sune cumva că țin cu vreo parte. Din păcate există un învinș și un învingător, aș să zic așa, în loc să fie doi învingători, ca să mă exprim mai corect și să fiu înțeles. E clar că Hamasul vor pierde acest război pe care ei l-au început, că până la urmă, privind lucrurile cronologic și faptic, ei sunt vinovați, va rămâne o pagină neagră de istorie, în istoria modernă a lumii, dar, repet, din punctul meu de vedere, a trebuit găsit soluția de compromis. Lasă-i pace pe israelieni, găsești o soluție ca și tu comunitate. O să revin la acest subiect, teoria celor două state. Domnule profesor Papa Hagi, sunteți profesor și interacționați cu... cu studenți, cu oameni care, evident, încearcă să-și formeze și o masă de gândire critică. Și mă gândesc la un aspect, pentru că am văzut, iată, aceste imagini și aceste înregistrări audio pe care IDF-ul le-a oferit, sunt din punctul meu de vedere, probabil, chiar nu vreau să par partizan, sunt cât se poate de lămuritoare. Am văzut, de pildă, jurnaliști europeni, jurnaliști britanici, e adevărat, de origine irachiană, pe care îi urmăresc, pentru că fac niște investigații foarte, foarte serioase în lumea asta, dar în această perioadă n-au avut nicio reacție pe 7 octombrie, au reacție acum de când, evident, există riposta Israelului.
nu au și urmăresc acest gen de jurnaliști care au devenit și influencer la rândul lor pentru că sunt urmăriți de sute de mii de milioane de oameni, mulți din Europa, pentru că și ei sunt, fiind cetățeni britanici, sunt tot aici în zona noastră. Tocmai în ideea asta, cum vă explicați că în ciuda unor evidențe, oameni cu o anumită pregătire, cu, nu știu, o anumită instruire, nu au capacitatea de a renunța la partizanatul ăsta teribil? Din păcate, așa este făcută firea umană. Oamenii sunt înclinați spre partizanat. Dacă nu au partizan politic, își găsesc o echipă de fotbal cu care să țină și-s dispus să spargă capetele celor care țin cu cealaltă echipă de fotbal. Deci, din păcate, nu se va schimba niciodată partizanatul și vă mai spun cea logica, bunul simț, raționalitatea, nu înving întotdeauna. Din păcate, sunt și momente de irațional. Eu mă tem însă mai mult decât de irațional de ticăloșia acestui moment, fiindcă acolo sunt ceea ce eu numesc rogue states, adică state, până la urmă, tâlhărești, cum este Rusia sau Iranul, state care au sprijinit întotdeauna teroristul, care au sprijinit întotdeauna orice înseamnă opusul democrației și al libertății și care în acest moment sunt foarte fericite. Rusia profită întrucât, pe de o parte, atenția este mutată de la Ucraina, în al doilea rând poate stabiliza estul, flancul estic al civilizației noastre, din care Israelul face parte, atât în nord prin Ucraina, cât și în sud prin Israel, pune NATO și America, iată, le obligă să gestioneze două conflicte în același timp, fiindcă trebuie sprijinită și Ucraina invadată și trebuie sprijinit și Israelul agresat. Să notăm, aceste două țări sunt victime, sunt agresate, da? Israelul a fost însângerat, au fost omorâți oameni la ei acasă, iar Ucraina, mai vorbim, este ocupată de trupe străine și se ucid oameni într-un mod atroce. Mai lipsește acum pe acest fond să încerce și chinezii, nu știu ce, în Taiwan și ne vom trezi în al treilea război mondial. Deci situația nu e chiar așa de roză cum o prezintă domnul Otrocol. Dânsul o fi mai optimist de felul lui, dar vă asigur că nu e nimic simplu în acest moment. În România eu am observat, cei care sunt dispuși imediat să găsească scuze palestinienilor sunt foarte adesea tot în zona aia putinistă, care, nu știu, dar cu misiune, plătit, neplătit sau din imbecilitate, destabilizează de 2 ani România. Sunt tot aceiași care au impresia totul e o conspirație, ei tot timpul văd ce în spate. Adică, domne, nu sunt niște teroriști care au omorât oamenii Israel. Nu, de fapt, israelienii și-au înscenat. Totul e altfel decât ceea ce vede orice om cu bun simț. Ei, sunt și foarte mulți oameni care văd așa natural și sunt și foarte mulți care speculează, care dezinformează, care otrăvesc opinia publică. Acești influenceri, de altfel, foarte adesea sunt coordonați. Eu am scris o postare înainte de atacul asupra acelui spital. Să vedeți, în 5 minute din 10 direcții, vai, dar uite-te, și israelieni distrug spitale, aiurea. Israelenii se știe că sunt foarte atenți la detaliile astea și întotdeauna se feresc să distrugă mai ales spitale. Deci, acolo a fost sau cu voie sau dintr-o greșeală mâna celor din Hamas și asta e vorba de o structură de-a lor, Jihadul Islamic, și e și acea înregistrare audio, că tocmai ei vorbesc că a fost lansată, că ei se întreabă în acea înregistrare dacă a fost o rachetă de-a noastră și altcineva spune da, pentru că a plecat din cimitirul de lângă spitalul respectiv. Nu am văzut filmul ăla, dar cred că e posibil. E un dat și de IDF și de Ministerul de Externe israelian, e dat acea înregistrare, dar apropo de acest aspect, credeți, și aici vreau să-l întreb și pe Florin Otrocol, Turcia ce rol va juca? Dar apropo, pentru că ați amintit și de Rusia, am comentat și la știrile de astăzi, mi s-a părut imaginea teribilă când liderul de la Kremlin era însoțit de un militar în spate care purta și servieta nucleară aproape de omul democrației absolute, Vladimir Putin. Și chiar mă întrebam,
ăsta e modelul de democrație la care aspiră foarte mulți și de ai noștri, nu știu, sunt vreo 20% care pactizează așa cu, nu neapărat cu Federația Rusă, dar cu ideile care sunt purtate pe acolo. Ăsta e nivelul de democrație pe care, sau de libertate democratică pe care îl oferă un individ care se duce cu geamantanul nuclear după el purtat de un militar. Asta doar așa ca o paranteză. Și apropo de acest lucru, vă așteptați, nu știu, Turcia să joace, pentru că e destul de, nu știu, de riscant sau de greu de înțeles pentru un membru NATO să vină să vorbească despre faptul că Israelul e de vină sau antepronunțat ieri cu privire la acel bombardament și au apărut pe urmă aceste imagini și aceste înregistrări. Pe de altă parte, vorbeau chiar duminica trecută, dacă nu mă înșel, duminica e o săptămână, când președintele Erdogan vorbea despre faptul că ar trebui să existe un stat palestinian independent. Turcia este într-o poziție în care încearcă să-și facă propria sa politică, dar să fim serioși, Turcia economic este într-un dezastru absolut, o inflație sinistră, o sărăcire incredibilă, deci economic este aproape îngropată Turcia. Însă este o țară foarte mare, cu o poziție strategică prinsă între trei lumi, ca în trecut, între lumea creștină, lumea musulmană și Rusia, evident, și cu toate acestea se află în relație când de colaborare, când de conflict. Turcia ar vrea, firește, ca un stat musulman și probabil, dacă ar fi după mintea lui Erdogan, azi mâine chiar islamic, ar vrea să fie un soi de lider al lumii musulmane, însă nu poate, fiindcă nu sunt arabi. Iranul, la rândul lor, ar vrea să fie, dar nici ei nu sunt, sunt perși, nu sunt arabi. Arabia Saudită, care e singura care ar putea să preia leadership-ul lumii arabe, Egiptul, cealaltă țară arabă majoră, tac, după cum s-a văzut, ceea ce e mult mai relevant pentru mine. Ce face Turcia? Turcia încearcă să nu se compromită nici cu lumea musulmană, părând că joacă prea tare cu NATO, fiindcă și-ar pierde influența în lumea musulmană, dar nu-și permite nici să joace integral cu lumea musulmană. La fel a făcut și cu Rusia. A vândut drone Bayraktar ucrainenilor, după aia a jucat, a părut că îl sprijină pe Putin. Deci e mereu prinsă, la fel și cu NATO. Se duce, mai cerșește un ban la Berlin, mai cerșește ceva la Paris și la Washington și după aia iară fac pe independenții. Cam asta e Turcia. E o țară prinsă într-o situație geostrategică și economică destul de imposibilă. Nu mă îngrijează foarte mult Turcia. Vor încerca să facă ce pot, să-i mai căsăpească pe curzi, în fine. Știm ce face curzi, Turcia. Da. Mi se pare mult mai interesant mi se pare însă să văd reacția altor state musulmane și acolo este destul de mare reținere, da? Chit că au încetat unele discuții pe care le aveau cu Israelul, mai ales Arabia Saudită. Totuși n-am văzut nimic extrem și prudență și în Egipt, prudență în Iordania și așa mai departe. Sper sincer și mă rog pentru lucrul ăsta să se termine cât de repede conflictul, israelienii să-și termine operațiunea, să lichideze cât se poate cel puțin partea cea mai violentă din Hamas și lucrurile, conflictul e mocnit, el va reizbucni non-stop câtă vreme aceste două popoare vor coabita pe spațiul acela foarte îngust. Asta să fim convinși, da? Nu există rezolvare. Nu există rezolvare în secolul 20. În secolul 13 ar fi existat rezolvare, unii ocupau tot teritoriul și evacuau pe ceilalți. Acum nu mai există, fiindcă lucrurile astea nu mai sunt acceptabile. Deci nu există rezolvare, sunt realist. Da, e important. Să nu fie escaladare, rușii să nu intre, să nu intre Iranul, mai ales că așa sunt disperați. Ați văzut că americanii au trimis un portavion uriaș cu fregate și corvete în Mediterană, l-au deplasat spre Israel ca să apere. Ăla singur poate să radă o țară de pe pământ, să fim înțeleși, are câte mii de soldați, zeci de avioane, are mai multe avioane decât au toate țările din Est împreună și F-35, nu porcării. Doi la mână au mai trimis încă un portavion și înspre Golful Persic ca să le spună iranienilor să fie atenți. Deci America joacă ce poate să joace, l-ați văzut pe Blinken, care s-a dus și în Qatar, de unde sunt pilotați, de fapt, Hamas, probabil tot în încercarea de a-i liniști pe ăia.
pe sponsorii Hamas și așa mai departe. E o discuție de la care așteptăm, suntem chiar pe final, Florin Otrocola, ce l-am întrebat și pe domnul profesor Papahagi. Crezi că, nu știu, Turcia ar avea un rol semnificativ sau, așa cum spunea și domnul profesor, practic ei doar încearcă să-și găsească un loc fără a supăra, evident, comunitatea NATO și partenerul... Vedem lucrurile un pic diferit și dânsul mi-a zis, dar o să-l întreb cu altă ocazie de ce a zis că văd eu lucrurile așa roz. Eu n-am spus că văd roz, am spus că va mai dura un pic conflictul și se vor calma pentru că rațiunea trebuie să primeze și pentru că se vor face presiuni. Dacă nu se vor înțelege, vor fi alții care îi vor împinge și vor obliga. Ce rațiune câtă vreme Iranul spune că ar putea să dea un atac preventiv? Ciprian. Asta ce rațiune e? La vorbă până la faptul că calea atât de lungă, că mii de ani a trebuit lumini să o ajungă, spunea și Eminescu. Hai să ne înțelegem. Chiar crezi că există suficienți nebuni să apese pe bomba aia nucleară, pe butonul nuclear? Hai să fim serioși. Eu nu cred. Eu personal nu cred. Nu văd lucrurile roz, nu cred. Dar bun, crezi că Turcia va avea un rol? Din punctul meu de vedere, da. Repet, Turcia este a doua forță din NATO. Deci Turcia este a doua forță din NATO și Turcia are un cuvânt de spus. Din punctul meu de vedere. Mai ales pentru că Turcia este obligată să apere zona aia Mediteranei pe care, cum să zic, pe undeva îi interesează și foarte mult pe izraelieni. Dar ce jocuri face Erdogan? Poate că va, într-adevăr, va specula un pic în contextul ăsta și să încerce să atragă. Nu-i Turcia chiar așa de săracă pe cum o vede domnul Papahagi. Când a fost în Turcia ultima oară? Să vedeți că s-a extins pe partea asiatică. În anii 90, da, erau vaima lor. Păi dar în Anatolia, cred că oricum sunt zona aia destul de îndepărtată. Eu zic că Turcia poate conta în contextul ăsta. Nu mai avem timp. Domnule profesor Papahagi, mulțumesc tare mult pentru prezență și sper să acceptați invitația noastră viitoare. Florin Otrocol, mulțumesc tare mult pentru prezență. Asta a fost ediția noastră de astăzi, Prima News. Rămâneți cu programele Prima News. Până data viitoare, numai bine!